Felul în care ajung să fie cheltuiți banii publici este mereu un subiect de interes pentru cetățenii care, prin impozitele lor, contribuie la formarea bugetului de stat. Cetățenii ajunși în situații complicate contează în primul rând pe ajutorul autorităților, iar pentru situații excepționale, guvernul aprobă anual un buget de rezervă. Pentru că banii aparțin tuturor contribuabililor, modul în care sunt distribuiți trebuie să fie absolut transparent. Păi de capul nostru, de viața noastră. Și de le am ajuns. Am ucit o viață și... Da, aici zi eu fost pământul s-o lăsat, sunt acasă. Ne-am zice de casă, părie să se duc în pământ, crapă. Din 2007 până în 2013, spun asta pentru că analizăm făcut-o numai pentru perioada dată, noi am avut cultură de urgență. Am avut sport de urgență, am avut deplasări de urgență, drumuri de urgență, case de cultură de urgență. Majoritatea absolută a hotărârii guvernului, deci 9%, cu referință la utilizarea rezervelor de fonduri de rezervă, erau previzibile. Și, de fapt, hotărârea aceasta, ea presupune ca 100% să fie pentru imprevizibil. Deci asta e sensul, da? Că, deci, dar noi, până atunci, mai avem o leacă de lucru. Noua guvernare nu trebuie să încerce să se răzbune pe vechea guvernare. Motivul, și ei s-au adresat, spun că execuția bugetelor lor pe anul respectiv nu le permite banii cei care iau să acopere cheltuielile astea. Pe parcursul anului 2013, în cadrul programului Reporter de Gardă, a fost analizat în detalii modul în care sunt distribuiți banii din fondul de rezervă al guvernului. Deși, în comparație cu alte bugete, suma de 62 de milioane de lei pare a fi una modestă, exemplul fondului de rezervă este bun pentru a înțelege cum ajung să fie cheltuiți o parte din banii publici care nu au o destinație exactă stabilită prin lege. Am abordat de nenumărate ori oamenii care ajunși în impas au cerut ajutor de la stat și care apreciază în mod diferit aceste ajutoare. Da, aici zi eu fost pământul s-o lăsat, sunt acasă, ne-am zice de casă, părie să duc în pământ, crapă, bine de bani, dar mai aici nu e posibilitate de trăit. Pe bieci, oricum s-a spune, tot pământul, bieci crapat, ne-am zice să las. În august 2013 v-am prezentat situația câtorva familii din Climăuții de Jos, Șoldănești, care, în urma alunecărilor de teren, riscau să-și piardă casele. Pentru a le veni în ajutor, autoritățile locale au solicitat atunci de la Ministerul Finanțelor ajutor bănesc pentru a le putea procura alte locuințe, însă au fost refuzați. După ce situația s-a agravat, iar una dintre familii nu mai putea rămâne în acele condiții, autoritățile locale au găsit totuși bani, iar familia Ceban a trecut în altă casă. Păi de capul nostru, de viața noastră. Și de le-am ajuns. Am ucit o viață și... Și ziua și dimineața și seara bine între una. Permanent, între una vine. Aici nu a fost așa, am unde văd două. Aici nu a fost așa, ca s-a prins pe că am avut trotuar așa. După ce subiectul a fost expus în presă, în condiții de risc au mai rămas să locuiască cel puțin două familii. Atunci, guvernul a propus alocarea a 200.000 de lei pentru ajutorarea acestora. Astfel, la începutul anului curent, din fondul de rezervă, au fost alocați banii, iar în curând, aceștia ar trebui să ajungă și la destinatari. Drumul banilor din fondul de rezervă ne-a dus și în raionul Soroca, acolo unde în urma ploilor cu grindină, sute de case au rămas cu acoperișul distrus, iar unii bătrâni au scos de la ciorap și banii rezervați pentru propria înmormântare ca să-și poată repara acoperișul. Toate au fost stricate, de pe casă și de pe sarai, unul singur întreg era. Restul toate, absolut toate. Și câte ați primit ajutor? Ajutor am primit 130. 30. Dar văd că ele stau aici în ogradă. De unde ați luat bani ca să-l cumpărați? Da, păi eu spun, am strâns pentru mormântare. M-am zgârșit și nu mâncam și strângem. Da, așa îți faci cum... Și dacă am văzut că mă plouă și curge,
Am dat bani și am luat. Guvernul a alocat atunci bani pentru procurarea foilor de ardezie, însă acest ajutor a ajuns la destinatari abia după vreo două luni de la impact. Când ar fi trebuit să vină foile astea de ardezie ca dumneavoastră să vă puneți pe casă și să o pregătiți pentru toamnă? După anul nou. Nu și altă zi, măcar două săptămâni după ploaie. Dar cât o trecut când ați scris, când ați cerut ajutor? Când am cerut? Cât, da, cam cât o trecut de atunci? Mai mult, trei luni. După ploile din iunie, cred că și unile astea au mai fost ploi? Da, dar cum? Și cum v-ați descurcat? Am pus vesturi. Pienă. Da, pienă lumea a pus, ăi, spadră. Cu bani din fondul de rezervă au fost acoperite sute de case și lichidate alte pagube în urma inundațiilor din vara trecută. Pentru compensarea prejudiciilor pe care producătorii agricoli le-au suportat în urma calamităților naturale, au fost alocate peste 16 milioane de lei. Alocațiile pentru atenuarea situațiilor excepționale, dar și pentru construcții și alte obiecte de infrastructură, au crescut semnificativ în comparație cu anul 2012. Astfel, pentru acest compartiment, în anul trecut, din fondul de rezervă au fost alocați circa o treime din bani. Analiza cheltuielilor prezentată de experții Asociației ADEPT atestă pentru 2013 o tendință de îmbunătățire a situației. Comparativ cu anii precedenți, s-au redus cheltuielile pentru diferite manifestări culturale, conferințe, premii care puteau fi planificate din timp. Cu toate acestea, și în anul precedent au fost alocați bani pentru evenimente previzibile. Din 2007 până în 2013, spun asta pentru că analizăm făcut-o numai pentru perioada dată, noi am avut cultură de urgență, am avut sport de urgență, am avut deplasări de urgență, drumuri de urgență, case de cultură de urgență. Lucruri care pot fi planificate foarte bine în bugetele autorităților publice care gestionează aceste probleme. Destinat pentru situații neprevăzute, fondul de rezervă a fost cheltuit și în 2013 mai mult pentru capitole care puteau fi planificate din timp în bugetele instituțiilor responsabile. Potrivit expertului economic Viorel Chivriga, circa 90% dintre hotărârile aprobate de guvern vizau evenimente previzibile. Majoritatea absolută a hotărârii guvernului, 89%, cu referință la utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă, erau previzibile. Și, de fapt, hotărârea aceasta, ea presupune ca 100% să fie pentru imprevizibil. Deci asta e sensul, da? Dar noi până atunci mai avem o leacă de lucru și procesul bugetar ar trebui să fie organizat în așa mod ca planificarea să fie făcută începând cu, iată, lunile acestea, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, astfel încât cota celor previzibile să se micșoreze. Deci asta e sensul. Pentru organizarea de manifestări și conferințe au fost alocați peste 2 milioane de lei, sumă mai mică în comparativ cu anul 2012, însă, în mare parte, acestea sunt evenimente care se desfășoară an de an. De exemplu, și în acest an au fost alocați bani pentru organizarea sărbătorii Ziua Națională a Vinului sau pentru organizarea acțiunilor consacrate Zilei Victoriei. La fel, s-au alocat bani pentru decernarea premiilor naționale și pentru evenimente sportive la care se știa din timp că Republica Moldova va participa. De fapt, până acum nu s-a stabilit foarte clar ce înseamnă o situație neprevăzută și situație de urgență. Asta dând posibilitatea și regulamentul de utilizare acestor bani, dând posibilitatea ca acești bani să fie utilizați pentru acțiuni culturale, pentru medalii, pentru călătorii, pentru deplasări de serviciu ale ministerilor și autorităților publice locale. Pentru pregătirea lotului național olimpic pentru Jocurile Olimpice din acest an au fost alocați peste 4 milioane de lei, iar alte 4 milioane au fost alocate pentru plata onorariilor companiei de avocatură Dillai Piper. Aceasta a reprezentat interesele Republicii Moldova într-un proces la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor Investiționale din Washington.
Cu toate că alocațiile pentru ajutoare și construcții dețin o pondere destul de ridicată în mărimea fondului, experții spun că există multiple carențe legate de modul în care au fost acordați acești bani și de legalitatea deciziilor luate. Includerea ad hoc a proiectului de hotărâri în ordine de zi a ședințelor de guvern și aprobarea acestora. Carențe sunt cu mult mai multe și până trecem la un nou sistem, deci întâmplă scrierea noastră aceste vieți. E alocarea mai mult de o treime din suma distribuită din fond în anul 2013 administrației publice locale în scopul achitării datoriilor pentru lucrările efectuate în obiecte de importanță socială, culturală și de mediu. Aici o să mai revin. Reprezentanții Ministerului Finanțelor justifică aceste alocări prin faptul că la etapa elaborării bugetului unele aspecte încă nu sunt definitive. Unele decizii se iau ulterior sau chiar după adoptarea bugetului public, majoritatea dintre ele necesitând rezolvarea imediată. Autorii, cum au spus, au o opinie proprie că multe din cheltuieli efectuate din fondul de rezervă sunt previzibile și ar putea fi introduse în proiectul legii bugetului sau în bugetele autorităților publice respective la etapa inițială a elaborării proiectului de buget. Da, ar fi foarte bine dacă ar fi așa, dar în practică și în realitate se întâlnesc multe impedimente. La fiecare apariție a unei necesități strigete, trebuie să faci rectificarea bugetului. Pentru asta și din start, și nu numai la noi, dar cred că și peste tot, și sunt create fondurile astea de rezervă ale guvernului. Dacă în 2012 fondul de rezervă a fost distribuit în mare parte pentru premii naționale, decernări și deplasări ale oficialilor, în 2013 cea mai mare parte a fost distribuită autorităților locale. În studiul de evaluare pe care Asociația ADEPT l-a prezentat la sfârșitul lunii februarie, se constată că apeleurilor le-a revenit circa 38% din bani. Comparativ cu anii precedenți, acest procent a crescut semnificativ. Sunt banii publici, banii contribuabililor din Republica Moldova și bineînțeles că ei trebuie să fie utilizați cu cea mai multă eficiență și după destinație. Cele peste 20 de milioane de lei au fost alocate de guvern la penultima ședință a executivului, care a avut loc pe 26 decembrie 2013. Acest fapt a trezit suspiciuni unor membri ai societății civile, care consideră că în acest caz s-a profitat de faptul că în buget mai erau circa o treime din bani. Potrivit regulamentului, soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă ar trebui să fie restituite în bugetul de stat. De aici se explică și alocarea consistentă a mijloacelor financiare apeleurilor în luna decembrie 2013. Drept spune autorul acestui raport că după data de 27 decembrie este foarte problematic utilizarea acestor bani. Ori ei rămân în sold și trebuie să fie reîntorși imediat în primele zile anului nou în la buget, sau aici sunt unele abateri de alt gen. Prin hotărârea Guvernului din 26 decembrie, unor consilii raionale le-au fost alocate mijloace financiare cu scopul de a achita datorii pentru lucrările efectuate la obiectele de importanță socială, culturală și de mediu. Or, printre acestea sunt și alocări care nu constituie neapărat datorii, dar sunt proiecte care urmează să apară. Drept exemplu, sunt numeroasele alocări pentru realizarea lucrărilor de proiectare, cum ar fi pentru reconstrucția digului din satul Văleni sau pentru proiectarea planului urbanistic din satul Slobozia Mare, Cahul, construcția garajului la gimnaziul din satul Coțiujenii Mici, Sângerei și elaborarea mai multor proiecte de aprovizionare și renovare din raionul Soroca. Este vorba de unele proiecte investiționale. Aceste proiecte investiționale trebuie să treacă printr-un proces de negociere transparent în cadrul guvernului, în cadrul acestor autorități publice locale, să se facă cunoscut acest lucru, să nu se bată pe ușa din spate, dar să fie acest proces discutat cu societatea inclusiv. Eu nu neg că acești bani au fost necesari. Însă acest lucru trebuia făcut într-un mod transparent, participativ, implicând toți actorii
importanți care ar fi trebuit să fie implicați la această etapă. Aparent, aceste alocări corespund regulamentului privind alocarea mijloacelor din fondul de rezervă, însă modul în care au fost repartizați acești bani către administrațiile locale trădează un tratament părtinitor, în dependență de apartenența politică a primarilor. Atunci când sunt alocați banii publici, în primul rând trebuie să atragem atenția la câteva lucruri esențiale, anume utilitatea acestor bani publici. Trebuie să fie o transparență și cei care trebuie să fie destinatari, populația țării, nu trebuie să fie repartizată după criterii politici. Primarul e de acolo sau e de acolo. El e un cetățean al Republicii Moldova și el are același drept, fie el de acolo primarul la CFRM, fie de la alt partid, ei sunt egali. Sunt oameni care locuiesc în această țară. S-au dat bani autorităților publice locale, eu îi spun cadou de Crăciun. Pentru că este un cadou de Crăciun, în 26 decembrie s-au dat sume importante de bani pentru autoritățile publice locale pentru realizarea unor acțiuni cu un alt potențial politic, adică foarte vizibile din punct de vedere politic, și să nu uităm că avem campanie electorală în toamnă. Distribuirea resurselor financiare după criterii politice place cuiva sau nu place, dar iarăși vorbim de transparență și de ce nu. Lumea trebuie să cunoască aceste lucruri. Dar aș propune, iată, autorului să facă o analiză de la 2000 încoace, 2001 încoace, și eu aș vrea, iată, atunci să discutăm obiectiv. Noua guvernare nu trebuie să încerce să se răzbune pe vechea guvernare. Domnul Rechean are absolut dreptate. Da, are dreptate că s-au făcut și au fost distorsiuni și atunci când au guvernat precedenții. Asta nu înseamnă că actualii trebuie să facă exact invers. Trebuie să facă bine. Asta este așteptarea noastră a cetățenilor. Motivul de ce ei s-au adresat, spun că execuția bugetelor lor pe anul respectiv nu le permite banii cei care iau să acopere cheltuielile astea. Baza legală, dumneavoastră a spus că nu este. Oricum, în regulament acela este autorizat acordarea ajutorului financiar autorităților publice. Asta e ca un ajutor direct al lor. În 2013, Ministerul Finanțelor a respins mai multe solicitări venite atât din partea cetățenilor, cât și a autorităților centrale. Acest aspect a fost vizibil și apreciat de cei care stau cu ochii pe fondul de rezervă, însă adoptarea hotărârii de la sfârșitul anului a adus o lumină pală asupra acestui progres. De capul nostru, de viața noastră. Și zile am ajuns. Am ucit o viață și... Da, aici zi eu fost pământul s-a lăsat, sunt acasă, ne-am tot niște de casă, părere să duc în pământ, crapă. Din 2007 până în 2013, spun asta pentru că analizăm făcut-o numai pentru perioada dată, noi am avut cultură de urgență, am avut sport de urgență, am avut deplasări de urgență, drumuri de urgență, case de cultură de urgență. Majoritatea absolută a hotărârii guvernului, deci 9%, cu referință la utilizarea rezervelor din fondul de rezervă, erau previzibile. Și, de fapt, hotărârea aceasta, ea presupune ca 100% să fie pentru imprevizibil. Deci asta e sensul, da? Dar noi până atunci mai avem o leacă de lucru. Noua guvernare nu trebuie să încerce să se răzbune pe vechea guvernare. Motivul de ce ei s-au adresat, spun că execuția bugetelor lor pe anul respectiv nu le permite banii cei care iau să acopere cheltuielile astea. Aprobarea proiectului de lege privind finanțele publice ar putea aduce mai multă lumină și în cazul fondului de rezervă, consideră experții. Asta pentru că proiectul de lege care a fost aprobat în primele două lecturi conține o secțiune dedicată fondurilor de rezervă și celui de urgență. Astfel,
fondul de rezervă va fi destinat pentru finanțarea cheltuielilor urgente care apar pe parcursul anului, dar care nu au putut fi prevăzute în bugetele aprobate, iar fondul de intervenție va fi destinat pentru finanțarea cheltuielilor urgente legate de înlăturarea consecințelor calamităților naturale. Deocamdată, acest proiect nu este aprobat, de aceea noul concept de gestionare a situațiilor imprevizibile rămâne pe linie moartă.